subiect care se numește, zic eu, pledoarie pentru corp. Pentru corp. Știți ce e la corp? Da. Aveți un corp? Da. Aveți? Da. Data trecută, vă nu știe, la unul din speech-urile, așa zis, motivaționale, am ales o idee. Ceva despre iubirea de sine. Și la un moment dat mi-a trecut prin cap o chestiune de genul corpul. Ce rol are corpul în toată treaba asta? Despre meditație știți ceva? Meditație? Vă spune ceva cuvântul ăsta? Da. Toată lumea vorbește despre meditație, despre zen, despre eliberare, despre nirvana, da? De la ce pornește meditația? Pentru a ajunge la nivelurile înalte, la nivelurile superioare de meditație, de la ce trebuie să pornești? Corp. Cine a făcut arte marțiale? Tehnica de bază în artele marțiale. Pentru ce era necesară? La ce era folosită? Disciplinarea corpului, da? Era necesar. Corpul trebuia să fie disciplinat pentru ca tu să-l poți stăpâni. Pentru ca apoi spiritul tău să poată evolua. Dacă tu ai un corp neastâmpărat, da? Cine a încercat să mediteze? Starea ulterioară, posturii inițiale, care era? Rămâne pe nas. Începe. Da? De ce? Nu este disciplină. Corpul tău are nevoie de disciplină. În artele marțiale și în meditație se începe cu corpul. Yoga folosește hatha yoga, da? Este yoga corpului. Se folosesc posturile pentru a disciplina corpul. Da? După aceea se trec la chestii superioare, respectiv respirație, respectiv alimentație și așa mai departe. Primul pas este a lucra cu corpul. Câți dintre voi sunteți mulțumiți de casa pe care o aveți? Casa în care locuiți? Da? Câți dintre voi sunteți mulțumiți de corpul pe care îl aveți? Vreau să vă întreb o altă chestiune. Casa o puteți schimba? Locuința? O puteți schimba? Da. Corpul îl puteți schimba? Da. După ce te cinusiți, te mai întorci odată. Da? Vă puteți schimba corpul? Să ieșiți din corpul în care sunteți și vă mutați în alt corp? Deci dintr-o casă te poți muta, da? Ți-ai mobila, ți-ai calabalucul și te-ai dus în altă casă, da? Din corpul tău poți pleca? E cu tot o altă istorie. Dar poți pleca din corpul tău? Nu. Atunci de ce să-ți urăști corpul? Ți se pare natural să-ți urăști corpul? Factorii externi, da? Ne ajută să ne urâm. Trebuie să arăți așa, trebuie să te îmbraci așa, trebuie să mănânci aia, trebuie să faci aia. Și uităm de rădăcini. Uităm de ceva interior, de ceva care ți aparține numai ție. Fiecare om este unic. Și pentru ca unicitatea asta să iasă la suprafață, trebuie să începi cu corpul tău. Știți că se ocupă de bătăile inimii voastre în timp ce dormiți? Știți că transformă o travă care se numește, eu știu, băutură carbogazoasă în energie? Știți treaba asta? Deci muncește pentru voi. Știți că transformă toate porcăriile pe care le băgați în el în chestii utile, în lucruri utile? Știți că în fiecare clipă mor mii de celule și se nasc mii de celule? Știți? Acum vreau să vă întreb, de câte ori i-ați mulțumit corpul? De câte ori i-ați mulțumit, l-ați întrebat, ce mai faci? Aveți obiceiul să stați de vorbă cu animalele din grădină, de afară, din fața blocului, da? Da? Ce mai faci, dragule? Ce frumos ești, minunatule! Corpul tău a primit vreodată întrebarea asta, ce mai faci? L-ați întrebat vreodată? Aș vrea să facem un exercițiu. Sunteți singuri? Cu gașca.
Da? Încercați pentru o clipă să fiți numai voi, tu cu tine, și să-i spui corpului tău pentru o clipă, pentru o milionime de secundă, mulțumesc. Spuneți-i mulțumesc. Încercați. Cum vi se pare? O relaxare. Este permanent pentru voi acolo. De când vă nașteți și până muriți, corpul ăsta funcționează. Orice i-ați da, el transformă. Muncește în locul vostru, vă susține, vă dă tot ce aveți nevoie. Că vrei să faci sex sau că vrei să dai un examen, corpul tău e acolo. Tu nu ești acolo. Tu nu ești cu el. El e cu tine. Muncește pentru tine, face tot efortul și la final tu îi dai în cap. Nu te uiți niciodată spre el, cauți spre exterior și la final tot pe el îl urăști. Că nu-și face treaba. Că nu arată bine, că nu aleargă mai repede, că nu memorizează mai mult și așa mai departe. Acum, ca și exercițiu pentru acasă. Încercați dimineața când vă treziți. Să faceți un lucru simplu. După ce v-ați spălat pe dinți. Ca să vorbiți cu el cu gura curată, da? Încercați să-i mulțumiți pentru efortul pe care îl face pentru voi. Încercați să comunicați cu el. De ce? Pentru că el vă comunică tot timpul câte ceva. Dacă apare o durere, vă spune? Dacă apare o problemă, vă comunică, vă spune prin durere ce are de spus? Durerea este rezultatul muncii voastre. Este rezultatul muncii voastre. Ai mâncat prea mult și te doare stomacul. El îți transmite un semnal și te întreabă. Ești bătut în cap? Mai ai? Mai lasă-mă să respir. Vi se pare normal? Da. El trebuie să-și facă treaba și o face. Pentru că așa a fost programat, așa a fost structurat și o duce la bun sfârșit munca asta. Atenția voastră pentru corp trebuie să înceapă, zic eu, eu am transformat chestiunea asta în lucrul ăsta, în ceva util, să înceapă de la alimentație. Pentru că tot ceea ce voi manifestați la nivel fizic are nevoie de energie. Absolut ce face, cât scrieți, vorbesc, filmează, absolut tot ce se întâmplă în plan fizic. Ai nevoie de energie ca să poți face lucrurile astea, da? Încercați să-i dați alimentație și alimente vii. Cel puțin cât de vii se poate. Fructe, legume și o alimentație curată. De ce? Pentru că în felul ăsta îi prelungiți viața, nu agonia. Sunt foarte mulți oameni care sunt, eu știu, dușmănoși cu propriul corp. Își dușmănesc propriul corp. De ce? Pentru că nu realizează un lucru elementar. Și anume, corpul ăla a ajuns așa cum a ajuns, pentru că tu ai făcut ceea ce ai făcut. N-a venit nimeni din exterior, decât dacă e vorba de tortură, cum spuneam mai devreme, da? Cum spunea maică mai devreme, doar dacă l-a torturat sau l-a chinuit cineva. Dar, în 99,99% de cazuri, cine este cel care se autotorturează, se torturează? Tu însuți. Prin alimentație, prin efort în exces, prin lipsă de somn, prin excitante, prin diverse. Și corpul se resimte. E normal. Nu? E normal. Și îți dă de veste. Cearcăne, lipsă de energie, lipsă de chef, depresie și un milion de alte simptome. Cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci este să umbli la sursa de energie. Corpul tău este o mașină și are nevoie de combustibil ca să-și facă treaba. Ce fel de combustibil introduci? Am observat foarte des chestiunea asta, lucrul ăsta, l-am observat chiar, mă uit așa, chiar privesc în jurul meu și văd. Oamenii țin la mașinile lor, la autovehicul mai mult decât la ei ăștia. Deci au o mașină de lux, eu știu, super dotată, interior de piele, cel mai bun combustibil, cele mai bune îngrijiri. Și corpul lor este
lăsa la final. Dacă ar face același lucru și cu mașinuța asta, ce s-ar întâmpla? Ar înflori. Ar înflori. Se schimbă lucrurile în momentul în care organismul vede că începi să comunici cu el. Ați auzit de vorbit cu plantele? Da. Ați auzit de scris pe buteliile de apă, pe sticlele de apă, cuvinte pozitive? Da. Pentru că transformă structura moleculară? Ați auzit? Da. Deci sunt cercetări făcute. Noi suntem în proporție de cât apă? 7. Minimum. Da? Deci în condițiile astea, corpul tău de ce are nevoie ca să simtă bine? De coală. Da? E băutura supremă. Apropo, are 9 lingurițe de zahăr, un pahar de un sfert, dacă nu știe. Deci corpul vostru are nevoie de ce? Hidratare este numărul 1. Starea de spirit și alimentația merg mână în mână. Văd foarte mulți oameni care fac cure de slăbire. Dar o fac cu atâta înverșunare și cu atâta ură că nu le reușește nimic, din contră. Obțin rezultatele adverse, se îngrașă sau devin deprimați. Păi dacă tu nu-i dai de mâncare organismului tău 24 de ore, nu e normal să se răzbune pe tine? E logic. Un organism înfometat se manifestă ca atare, el își cere de mâncare, nu? Dacă ți-e foame, ce faci? Ce apare? Senzația de în stomac? Trebuie să-i dai de mâncare. Și tu ce faci? Îi tai porții. Nu, drag, eu vreau să arăt bine. Și arăți foarte bine. Arăți extraordinar de bine o bucată de timp. Atât. După care, și e normal să se întâmple așa, energia își ia înapoi ce-i trebuie. Și îți pierzi voința, pierzi controlul și devii bulimic, eu știu, ceva. Pui pe tine. Asta la nivel de alimentație. La nivel emotiv. Față de un dușman, cum vă comportați? Energia voastră, când aveți de face cu un dușman, cum e? Negativă, da? Deci apare senzația de ce aș face. Câți dintre voi simțiți aceeași energie față de corpul vostru? Sau măcar nici n-ați conștientizat-o până la momentul ăsta. Corpul vorbește tot timpul. Corpul îți vorbește de dimineață până seara. Dacă ai acordat atenție, începi să înțelegi ce spune. Nu râdeți. Că așa e. Așa e. Știți când devine un om sexy? Că toată lumea vrea să fie sexy. Știți când devine un om sexy? Îmi place propriu. Exact. Când începe să se iubească pe sine. Și iubirea de sine nu începe de la Dumnezeu, ci începe de aici, de la tine. Până să ajungi la Dumnezeu, te mănâncă îngeri. Sau sfinții, cum să spun. Începe cu tine. Începe prin a-ți iubi corpul. Când te simți bine în corpul tău, îți fac plăcere și activitățile pe care le desfășori. Pentru că îți crește nivelul de energie. Îți crește, se pozitivează, ca să-i zic așa, starea ta de bine. Devine mult mai coerent. Interiorul tău devine mai cursiv. Îl simți. Te simți una cu ceilalți. Și începi să relaționezi ușor. Mie îmi spun ăștia că eu arăt ca un licurici. De ce? Eu mă simt extraordinar de bine cu mine. Mă iubesc de n-amai. Serios. Mă iubesc de nu se poate. Și știți de ce? Pentru că am o singură casă. Nu pot să bag gunoiul sub covor și să spun că e ok. N-am voie să fac treaba asta pentru că la un moment dat începe să pută. Dacă nu duci gunoiul, începe să miroase. Tu arăți frumos pe din afară și vedeți o grămadă de piții la televizor care arată bine, operate, neoperate. Și în interior, cum sunt? Le vezi inteligența în ochi. Sunt sublime și inexistente în același timp. Începeți cu corp. Vă spun de propria experiență. Am utilizat corpul ăsta, de la 13 ani am muncit, am făcut diverse lucruri, eforturi, de toate tipurile, și nu i-am mulțumit niciodată până acum câțiva ani.
că nu înțelegeam ce și cum. Am înțeles că dacă nu-ți apreciezi corpul, nu reușești să faci pasul următor. Nu poți să treci la nivelul următor. Nu ai cum să... Foarte mulți, întrerup ideea, foarte mulți oameni au pretenția că iubesc pe ceilalți. Cum să iubești pe ceilalți dacă nu te iubești pe tine? Dacă tu nu ai sacul plin, ce le dai celorlalți? Arăți ca un moș Crăciun în pielea lor, fără sac. Exact așa arăți, fără cadouri, fără nimic. Am venit să vă dau. Ce? Că nu ai nimic, ce să dai? Nici măcar un zâmbet nu ești în stare să-l dai, pentru că tu te urăști. Și pe fața ta, chiar dacă rânjești, nu se cheamă zâmbet. Ai un rânjet agățat așa într-un colț de ureche, dar nu-i zâmbet, e rânjet. Pentru că tu nu te iubești, nu te accepți așa cum ești. Cum poți accepta pe cineva dacă tu ai o luptă permanentă cu tine? Dacă tu ești în contradicție cu tine non-stop, poți să te înțelegi cu celor? Nu se poate. Încercați-o. Deci, aparent, se poate. Aparent. Și asta o spun preoții sau politicienii. Dar în realitate nu se poate. Mama Natură nu ne-a programat așa. Mama Natură ne-a dat niște instrumente, ni le-a pus la îndemână și noi nu ne uităm la ele. Și este o parabolă și cu asta o să închei. Dumnezeu a chemat pe Adam, nu Adam, eu sunt Adam, Adam era cel dinaintea mea, cu mii de ani, multe mii de ani, multe milioane de ani, și spune, asta este comara, faci ce vrei. Și a pus în brațe tot la dispoziție. Adam, supărat, pe viață, începe să folosească energia aia destructiv. Și face tot felul de nenorocire. Omoară animalele, otrăvește apele, ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi. Da? Și Dumnezeu, supărat, cheamă Consiliul de Îngeri, face un Consiliu de Administrație, că nu se mai poate cu Adam, ăsta golatorază. Hai să vedem ce e de capul lui. Ce facem noi cu energia asta pe care i-am dat-o? Uite ce face. Distruge tot și nu are cine să ne mai venereze dacă eu omoară ăsta pe toți. Și păi să o luăm și să o ascundem în vârful muntelui. Ok, bine și făcut. Chiar că Dumnezeu pe Adam ia energia, pune în vârful Himalaiei și o ține acolo. Omul care este un curios din fire și un căutător a ajuns acolo și a luat până acolo. S-a apucat din nou de treabă. A distrus ea ce a distrus, până s-a supărat pe ea Dumnezeu și iar Consiliul de Administrație, iar să adună Sfinții, unde o ascunde? Păi, groapa Marianelor, 11 km, cine vrea că mai ajunge acolo? Păi, ea ajunge, omul construiește submarinul, se duce acolo, o ia și s-a apucat chiar de treabă. Ei vine lui Dumnezeu, o idee genială. Îl cheamă pe Adam, îi ia energia și o ascunde. Și o ascunde așa de bine că nu mai găsește nici astăzi. Ghiciți-o ne-au spus. Deci asta este. Trebuie să căutați în afară. Toate resursele le aveți la îndemână. Absolut toate resursele. Dar, trebuie să înțelegeți o lucru. Cel puțin pentru mine a fost evident, la un moment dat, am înțeles așa, instant. Totul începe de la acceptarea ta, așa cum ești. Schimbările nu le poți face decât în momentul în care ai acceptat că ești așa cum ești. Poți să faci curățenie în casă, fără să faci dezordine? Da. Nu se poate. Deci să faci curățenie în general, că așa spoit, facem toată ziua treaba asta. Dar, spoit, da, adică de mântuială. Eu sunt moldovean. Se poate? Nu se poate. Atunci trebuie să faci dezordine generală, pentru ca apoi să aranjezi lucrurile în ordinea potrivită. Și pentru asta, trebuie să începi să-ți faci dezordine în interior. Dezordinea asta trebuie să o accepți că există, în primul rând. Pentru că, se spune că atunci când accepți, vezi. Când începi să vezi, poți să-ți faci și o ordine. Da? Când vezi lucrurile, dacă tu ai niște probleme și le pui pe o bucată de hârtie, începi să le vezi.
Există soluții pentru orice problemă, mai puțin pentru timp și pentru moarte, se spune. Pentru restul, există Mastercard. Deci ce aveți nevoie e să începeți să acceptați lucrurile așa cum sunt în voi, nu la celălalt, la voi. Fiecare pentru el. Când ai început să faci treaba asta, vei simți un click. Nu se aude click în tine, ca la trătitul ușii. Pur și simplu, vei simți un click insesizabil în tine. Pentru că, întorcând privirea în interior, lucrurile încep să se reașeze. Va fi dezordine la început. Vă ameninți că așa se va întâmpla. Vă promit că așa se va întâmpla. Va fi dezordine la început. După care, lucrurile se vor așeza pe făgașul normal. Trece ceva timp. Dar vă garantez că vă veți simți mult mai bine cu voi înși. Mult mai coerenți, mai clari și mai deciși. Pentru că odată ce energia ta nu mai este răspândită, aruncată în vânt, începe să se canalizeze. Și vei deveni nu numai clar, vei deveni și eficient. Nu numai meditativ, ci și pragmatic. Un fel de Zorba grec, un fel de Zorba Buddha. Ceva de genul ăsta. Și atunci începi să devii sexy. Realmente sexy. Știi de ce? Pentru că ai energia deja în tine, nu mai dai la alții. Și aia crește și crește și crește. Și pe zi ce trece cu răbdare, pentru că fundamentul este răbdarea, trebuie să te accepți așa cum ești, cu răbdare și să nu te judeci. Cu răbdare, pentru că răbdarea, repet, răbdarea este o virtute, într-adevăr. Grecii nu degeaba spuneau că este o virtute. Și vei începe să vezi lucrurile altfel. Și când tu, în tine, vezi căldura asta, când se va manifesta sub formă de căldură la nivelul ăsta, la nivelul inimii, vei începe să relaționezi cu ceilalți mult mai ușor și mult mai frumos. Și instinctul se va trezi și va spune, așa trebuie să fac. Eu vă dau un singur sfat, din experiențe proprie, pentru că niciodată nu vorbesc din cărți. Vorbesc, citesc, dar experimentez. Pasul numărul 1. Lăsați cei în afară și întorceți-vă acasă. Mulțumesc!